Skoda a lansat oficial a doua variantă de caroserie pentru SUV-ul electric Enyaq, plus o altă versiune performantă ce poartă sigla BMW. RS. În fine, ideea e că așa arată Skoda Enyaq Coupé 4. Ok, deci practic Skoda completează gama modelului electric Enyaq cu o versiune de SUV Coupé. Numai când spui chestia asta sună dubios. Putem vedea foarte repede de unde s-au inspirat băieții ăștia, singura problemă e că s-au inspirat de unde nu trebuie. Mașina lor seamănă enorm de mult cu designul celor de la BMW. Grilele alea urâte, forma aia de SUV la care nu te poți uita, zici că e exact designul celor de la BMW și seamănă foarte mult cu modelele X5, X6 mai ales. Noroc că totuși cei de la Skoda n-au copiat chiar 100% designul celor de la BMW. Bine, din punctul meu de vedere arată foarte, foarte mult la fel. Însă totuși au făcut niște ajustări pe acolo și mașina e relativ trăibilă, adică te poți uita la ea și ai putea să mergi cu ea în oraș. Poți să trăiești cu mașina asta, nu ți-e chiar 100% rușine când ieși cu ea pe drum. În schimb, alea de la BMW gen X6 mai ales, doamne, e urâtă cu creci. În fine, hai acum să vorbim totuși despre mașină, care este o mașină electrică, folosește două motoare alimentate de o baterie de 77 de kW, puterea combinată este de 220 de kW, adică 300 de cai putere, iar cuplul este de 460 de Nm. Sunt niște cifre decente, însă nu știm exact autonomia pe care o are această mașină, pentru că Skoda nu a dat nicio cifră oficială, nu a zis nimic. Dar știm că mașina este mult mai aerodinamică și caroseria asta are un coeficient de 0,234, dacă mi-am amintesc corect. Ceea ce este destul de decent pentru o monstruozitate de genul ăsta. Iar în ciuda faptului că la spate luneta vine la un unghi de ăsta foarte accentuat, portbagajul e destul de mare, are undeva pe la 570 de litri și este suficient de mare cât să-ți cari și soacră, și porc, și câine, și nevastă, și tot ce ai tu nevoie. Deci, asta ar fi pe partea de exterior și câteva detalii despre ea. Acum să vorbim un pic despre interior. Ce să zic, interiorul arată ok, în ton cu moda. Singura problemă este designul schimbătorului de viteze, care, din punctul meu de vedere, arată exact ca o... În fire, mă jur, nu știu ce naiba e cu butonașul acolo, dar e dubios tare. Iar tableta aia care au pus-o pe centru e foarte mare și, din punctul meu de vedere, cred că nu o să vezi mare lucru de ea în partea asta dreaptă, știi? Adică, cred că ți intră în câmpul vizual. Mi se pare imensă. Dar, na, asta e, în fire. Mașina are toate bling-bling-urile necesare, în ton cu moda, îi mai lipsesc niște spinere pe roți, ca să zic așa. O, Doamne, în fire, mă abțin și o să tac din gură. Bun. Sper că totuși v-ați dat seama că acest clip l-am făcut în glumă. Nu am nimic cu marca Auto Skoda sau cu mașinile ei. Mașinile ei chiar sunt destul de decente și de apreciat. Au o istorie bună, o istorie care chiar mi se pare și mai tare decât cea Volkswagen. Volkswagen, grupul VAG care deține cumva Skoda în prezent, din păcate. Fac mașini decente, mai ales când le comparăm cu alte mărci, gen Renault. Da, acum o să credeți că am ceva cu Renault. În fire, n-am nimic nici cu Renault. Ba da, am ceva cu Renault, dar o să fac un clip pe tema asta la un moment dat. Bun, asta ar fi tot. Sper că v-a plăcut clipul, dragilor, și până data viitoare, dați-i tare!